Salutare! Bun venit pentru un nou subiect. Aș vrea astăzi să spun ce înseamnă și care este rolul pe care îl deține camera tehnică într-o casă. Rămâi cu mine până la final și o să afli punctual de la ce rol are acest spațiu până la detalii care privesc siguranța și buna exploatare. Te încurajez să apeși cu încredere butonul de subscribe și să devii partea comunității de pe acest canal și pentru asta îți voi mulțumi încă de pe acum. Într-o casă nouă, camera tehnică ar trebui să fie printre primele încăperi proiectate de către arhitect. Importanța ei este esențială, oferă protecție, dar și spațiu dedicat unor echipamente vitale pentru locuința ta și ar trebui să fie cel mai sigur loc din toată casa. Nu e suficient să îngrămădești conductele și centrala termică într-o debara. Trebuie să ții cont de câteva reguli, de la amenajarea spațiului interior la măsuri de siguranță. Iată tot ce trebuie să știi despre camera tehnică. Punctul 1. Hai să aflăm ce este camera tehnică și ce rol are. Camera tehnică, sau camera centralei, așa cum mai este bine cunoscută, este o încăpere cu rol special într-o casă. Este locul în care sunt amplasate toate elementele critice ale unei locuințe, de la centrală termică, magistralele de apă și conductele de gaze. În același timp, este și locul în care mulți proprietari de case preferă, din rațiuni de spațiu, să-și instaleze unele echipamente electrocasnice, cum ar fi mașina de spălat sau uscătorul de rufe, care sunt cele mai des întâlnite amplasate în camera tehnică. În unele gospodării, camera tehnică este și locul în care a fost construită o fântână pentru alimentarea cu apă potabilă a locuinței. În acest caz, aici va fi instalat și un hidrofor. În funcție de momentul în care a fost adăugată construcției camera tehnică, poate fi de două feluri. Inclusă în proiectul de construcție, în ziua de astăzi, toate proiectele de case au o cameră dedicată echipamentelor esențiale pentru acea locuință. Această încăpere are dimensiuni fixe, dar în cazul în care începe o casă din stadiul de proiect, poți discuta cu arhitectul detaliile și dimensiunile ei. A doua situație ar fi atunci când este adăugată unei case deja construite. De obicei sunt ridicate în afara construcției și împart perete comun cu restul casei. Dacă ai de gând să-ți construiești o cameră tehnică lângă casa ta, trebuie să ceri neapărat opinia unui arhitect. Vei avea nevoie de un proiect și de o autorizație de construire. Punctul 2. Avantajele construirii unei camere tehnice. În urmă cu 20 de ani, de exemplu, cele mai multe dintre planurile caselor construite în România nu includeau și o cameră tehnică. Asta în primul rând pentru că aparatura și electrocasnicele care și-ar fi găsit locul în ea pe vremea respectivă nu erau folosite la scară largă. Odată cu apariția centralelor termice și altor echipamente, tot mai mulți români solicită construcția unei astfel de camere. Iată care sunt principalele avantaje ale camerei tehnice. Adună la un loc într-un singur spațiu elementele vitale ale casei, precum centrală termică, conductele principale de apă și de gaze, te scapă de zgomotul pe care le produc unele echipamente electrocasnice, cum ar fi mașina de spălat. Eliberează spațiul pe care îl poți folosi apoi după cum crezi de cuvință. De exemplu, dacă instalezi aici mașina de spălat, vei avea mai mult spațiu în baie sau în bucătărie unde și-ar fi găsit în mod normal locul această mașină de spălat. Ușurează accesul instalatorilor și al altor profesioniști la echipamente pentru întreținerea lor. Reduce șansele producerii unor accidente prin faptul că toate echipamentele supuse riscului sunt mutate într-o încăpere separată, izolată și încuiată. Punctul 3. Echipamentele din camera tehnică. Spațiul pe care îl ai la dispoziție pentru construcția camerei tehnice este principalul criteriu care îți va spune ce anume poți instala în ea. Camerele tehnice de obicei au niște dimensiuni standard și atunci când vorbim despre dimensiuni standard, acestea sunt create special pentru centrala termică, rețeaua de conducte și robinetii centrali. Însă dacă ai mai mult loc la dispoziție și vrei să muți aici și alte echipamente electrocasnice care altfel ar fi instalate în bucătărie sau în baie, atunci va trebui să faci un spațiu dedicat. Iată o listă cu principalele echipamente pe care le poți aduce în această cameră tehnică. Centrala termică, pompa de apă, stația de filtrare, hidroforul, boilerul, rețeaua principală de apă, robineții de siguranță, vanele de alimentare și, bineînțeles, generatorul electric care nu ar trebui să lipsească. Pe lângă echipamentele menționate, esențiale pentru buna funcționare a unei case, în camera tehnică își mai pot găsi locul și alte electrocasnice, printre care cel mai des întâlnite sunt mașina de spălat, masa de călcat, uscătorul de haine și bine cunoscuta lada frigorifică a românului. Punctul 4. Amplasarea camerei tehnice. Principalul criteriu de urmat când planifici camera tehnică este utilitatea ei. Se amplasează întotdeauna la parterul sau
demisolul sau subsolul casei, cât mai aproape de punctul de intrare al conductelor principale de apă, canalizare și gaze. De asemenea, este de preferat să fie poziționată într-o zonă retrasă, izolată a casei. De obicei în spatele construcției, pentru a nu bloca priveliștea către grădină sau pentru a nu adăuga o imagine neplăcută asupra locuinței. Pentru că unele echipamente pe care le poți instala acolo sunt gălăgioase, spre exemplu hidroforul, o idee bună este să proiectezi camera tehnică cât mai departe de dormitoare și în apropierea garajului, dacă nu chiar perete în perete cu acesta. Accesul în camera tehnică. Un alt lucru important de care trebuie să ții cont atunci când planifici construirea camerei tehnice sunt căile de acces. În mod obișnuit, o intrare este suficientă, iar accesul este indicat să se facă din exteriorul casei. Dacă în această încăpere vei avea pe lângă centrală și conducte, și mașina de spălat, și masa de călcat, de exemplu, e de preferat să instalezi și o ușă de acces din interior. Un lucru extrem de important de care trebuie să ții cont ar fi: ușile de acces ale camerei tehnice trebuie proiectate să se deschidă întotdeauna către exteriorul ei. În cazul unui accident, care se poate produce aici într-un caz nefericit, evacuarea trebuie să fie cât mai rapidă. Ventilarea camerei tehnice. Ventilarea este un alt element extrem de important pentru buna funcționare a camerei tehnice. Echipamentele electrocanice instalate aici, în frunte cu centrala termică, pot elibera substanțe toxice, așa că trebuie să incluzi în construcție și mai multe căi de aerisire, ferestre și chiar un ventilator electromecanic amplasat în tavan cu o cale de evacuare către exterior. Punctul 5. Construirea camerei tehnice. Primul lucru pe care trebuie să-l faci înainte să planifici construcția camerei tehnice este o listă cu toate echipamentele și aparatura electrocanică pe care vrei să le instalezi în această cameră tehnică. Ca să-ți formezi o imagine de ansamblu cât mai cuprinzătoare, puneți următoarele întrebări. Voi instala aici mașină de spălat și un uscător de rufe? Am nevoie de spații de depozitare? Am nevoie de spațiu pentru amplasarea mesei de călcat și a uscătorului? Vreau să instalez aici un frigider sau o ladă frigorifică pentru porcul de Crăciun? Am nevoie de o chiuvetă pentru situațiile în care trebuie să speli bicicleta, câinele, mașina sau, nu știu, echipamentul de grădinărit? Voi depozita aici și alte lucruri, cum ar fi o bicicletă sau o bandă de alergare? Odată ce ai răspunsurile la aceste întrebări, poți trece la pasul următor, dimensionarea camerei tehnice. Ține totuși cont că acest spațiu are ca destinație principală depozitarea echipamentelor vitale pentru casa ta, deci nu este o magazie. Alege cu gândul la utilitate și la spațiul disponibil în restul locuinței. Despre dimensiuni. În mod obișnuit, dimensiunile camerei tehnice sunt stabilite împreună cu arhitectul care îți va proiecta casa. Această încăpere trebuie să păstreze anumite proporții cu restul construcției din rațiuni de siguranță structurală și pentru că o cameră tehnică prea mare înseamnă spațiu redus din alte încăperi, cum ar fi baia sau bucătăria. O cameră tehnică în varianta simplă, care ar fi utilată doar cu centrală termică și robineți și conducte principale de gaze, nu ar trebui să depășească 4-6 metri pătrați. Dimensiunile se măresc în funcție de celelalte echipamente electrocanice și aparatura pe care vrei să o instalezi aici. Pentru asta, un bun punct de reper este să iei în calcul dimensiunile standard ale acestor echipamente. Mașina de spălat, în funcție de dimensiunile lor, vei putea face o redimensionare custom pentru camera tehnică. Opinia unui arhitect este importantă, pentru că el îți poate calcula la centimetru cât spațiu ai nevoie pentru toate echipamentele pe care vrei să le instalezi în această cameră tehnică. Mai mult decât atât, un specialist te poate ajuta să găsești și soluții alternative pentru depozitare, cum ar fi dulapurile instalate pe pereți, sau te poate ajuta să găsești soluții optime de depozitare existente în alte încăperi ale casei. Materiale folosite. În cazul în care camera tehnică a fost inclusă de la bun început în proiectul casei și este parte unitară din planul arhitectural, pereții vor fi construiți din aceleași materiale ca și restul casei. Acest lucru este important pentru a păstra integritatea clădirii. Cu toate acestea, trebuie să ții cont de rolul pe care îl are această cameră tehnică sau camera centrale, acela de a proteja instalațiile vitale pentru locuința ta. Dacă ai ocazia sau fondurile necesare, poți adăuga unele elemente de întărire a structurii. Spre deosebire de celelalte încăperi ale casei, camera tehnică trebuie să fie mai bine izolată, iar finisajele trebuie să fie ignifugate și să ofere protecție împotriva umezelii și a mucegaiului. În această încăpere vei desfășura activități de întreținere și mentenanță și de asta se poate forma condens, așa că trebuie să investești atent în tencuială lavabilă de durată capabilă să reziste în timp. Podeaua camerei tehnice. Materialele utilizate la podeaua camerei tehnice trebuie să respecte câteva reguli speciale, tocmai datorită faptului că încăperea are un rol esențial în casa ta și printre calitățile materialelor se numără durabilitatea, impermeabilitatea, rezistența la trafic și la potențiale substanțe corozive. Poți folosi gresie pentru a acoperi podeaua, dar în cazul în care nu vrei să investești prea mult, poți lăsa placa de beton neacoperită.
pentru o rezistență de durată, însă este indicat să mai adaugi și un strat de beton peste. Nu uita să lași o cale de evacuare pentru apa care se poate acumula pe podea de la scurgele din conducte sau de la hidrofor dacă deții unul. Un sifon montat în pardoseală te va scăpa de durerile de cap și în cazul în care încăperea este la subsol, poate fi util și în cazul unor posibile inundații. Încălzirea camerei tehnice. Chiar dacă nu ai de gând să instalezi un uscător de rufe și o mașină de spălat, în camera tehnică acest spațiu trebuie să beneficieze de o încălzire, poate într-o măsură mai mare ca alte camere ale casei. Centrala termică, hidroforul și alte echipamente sunt sensibile la temperaturi scăzute. Nu mai vorbim de conductele de apă, așa că instalarea unor calorifere trebuie să fie o prioritate. Riscurile sunt majore, cel puțin din prisma banilor pe care va trebui să-i cheltuiești pe reparații în cazul în care într-o iarnă geroasă te trezești cu apa înghețată în centrală sau în conducte. Punctul 6. Măsurile de siguranță. Pentru că în camera tehnică sunt adunate la un loc echipamente diferite cu roluri diferite și moduri diferite de funcționare, riscurile producerii unui accident sunt mai mari. De aceea este extrem de important să ții câteva măsuri de precauție. Sistemul de ventilație trebuie să fie separat de cel din restul locuinței. Învață poziția fiecărui robinet din centrala termică în așa fel încât să poți interveni imediat în cazul unei defecțiuni. Protejează sursele de curent față de potențiale scurgeri de apă. Leagă la pământ toate sursele de energie electrică. Nu depozita substanțe inflamabile în apropierea unor echipamente sub tensiune. Înlocuiește acolo unde este posibil conductele din materiale plastice cu unele din metal. Solicită întotdeauna intervenția unor persoane autorizate atunci când echipamentele din camera tehnică nu funcționează corect. De asta e bine să le ai în vedere, pentru că uneori va trebui să mai arunci câte o privire și să faci un inventar vizual dacă totul este la locul lui și dacă totul corespunde așa cum le-ai lăsat în momentul instalării. Spune-mi în comentarii ce părere ai tu despre un astfel de spațiu în proiectul tău. În proiectul tău pe care ți-l dorești să-l realizezi sau în proiectul pe care deja poate l-ai făcut, ai cuprins o astfel de funcțiune, o cameră tehnică? Dacă ai și alte întrebări, spune-ne în comentarii ce ai vrea să afli. Nu uita de butonul de like pentru acest videoclip și de butonul de subscribe care te va face membru al acestei comunități. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!